Pacea Domnului și bine ați venit la întâlnirea din sabatul acesta la Casa Domnului, unii cu alții, cu cuvântul Domnului și cu Dumnezeu chiar, cu Dumnezeu în persoană. Experiențele noastre sunt diferite, dar întâlnirea la oaltă ne poate ajuta. Nu este de folos. O experiență lângă alta poate da o rezultantă care se cheamă siguranță, siguranță pe calea vieții. Ăsta e drumul. Mergem pe el și avem siguranță, avem bucurie, avem biruință. Sunt multe lucruri de spus. Am dorit de multe ori să vin la Roman. Aici am crescut și am stat până în 1970. Din 70 până acum sunt 51 de ani. Timp în care au trecut multe peste noi toți. S-a mai prins câte ceva. Am mai înțeles cum merg lucrurile în lumea asta, dar mai presus de toate, am simțit sprijinul divin. Am simțit pe Dumnezeu deschizând drum și rezolvând probleme care omenește erau irezolvabile. De multe ori credința noastră este pusă la încercare. De multe ori nu mai știm ce să credem. Ăla are libertate să facă binele, libertate de plină, celălalt are libertate să facă răul, iarăși libertate de plină. Doamne, Tu unde ești? Să mai cred? Să nu mai cred? De ce nu frânez? De ce nu faci în așa fel ca rău să fie diminuat din ce în ce? Mai mult. Inițiative neașteptate, pretenții absurde din partea celor vicioși și ce face Dumnezeu? Am așteptat ca Dumnezeu să intervină. Și Dumnezeu a zis, da, eu voi răsplăti, eu voi răzbuna, eu voi pedepsi, a zis Dumnezeu. Dar când? Și după ce timp, după ce proces? Și nu știm ce să credem. Și nu știm cum să trăim. Și zicem, mai merită? Merită să fii de partea Domnului și să susții valorile pe care El le-a recomandat și le-a exemplificat prin Domnul Iisus? Mulți se îndoiesc din ce în ce mai mult. Și nu mai răspund nici măcar intuiției că există Dumnezeu. Noi mai intuim că Dumnezeu există. Marea majoritate a oamenilor zice, da, ceva există. Ne-o spune experiența, ne-o spune inima, ne-o spune mintea. Am trecut prin piață ieri și un prieten care e pentecostal vinde lapte, acolo are fermă și zice, da, eu l-am salutat, mai schimbam câteva cuvinte și chiar mi-a zis la un moment dat, eu aș fi venit la Biserica Adventistă, dar prietenul meu care era adventist nu m-a invitat niciodată la biserică, m-a invitat cei de la Pentecostal și acum ce să fac?
La noi se spune așa, și cuvântul spune, să rămâi acolo unde te-a chemat Domnul. Și dacă aici m-a chemat Domnul, o pierdere. O pierdere prin timiditate, prin neglijență, prin. Și cum discutam cu el, vine un domn cam amețit de băutură. Când vine acolo, prietenul meu nu i-a convenit și cu un aer de superioritate a căutat să-i zică, ce faci? Pocăiește-te odată, vină la Domnul să ți se ierte păcatele și să te înnobileze, să te boteze chiar cu Duhul Sfânt, că ei foarte mult susțin și botezul acesta. Da. Și este în mare măsură îndreptățit. Numai că există exagerări sau deturnări către realizări care poartă amprenta umană, nu divină. Și când l-a apostrofat așa, ăla răspunde, dar ce crezi? Crezi că eu n-am aspirații bune, n-am gânduri bune, n-am intenții bune? Ce crezi? Am prins cuvântul ăsta și zic, uite ce, ai ceva bun în minte și în inimă, ai ceva bun. Să știi că ce ai bun și ce este bun pe pământ este prin Domnul Iisus, prin mijlocirea Lui încă. El mijlocește încă și trimite har după har și ne influențează spre bine. Și zice, vezi, cuvântul ăsta mi-a mers la inimă. Cuvântul ăsta mi-a mers la inimă. Și simt că îmi vibrează conștiința. Au oamenii și oamenii care noi îi disprețuim de multe ori. Au conștiință, au intenții bune, au frământări, mai lucrează Duhul lui Dumnezeu pe pământ? Să nu fim neînțelegători, să nu fim respingători. Orice cuvânt poate, spus cu atenție, spus cu dragoste, spus cu responsabilitate, poate să-i dea de gândit, poate să-i facă să-i vibreze conștiința și să-i câștige inima, sau îl poate îndepărta. Care este gradul nostru de calificare pe această linie a mărturisirii dragostei divine, a mărturisirii intervenției lui Dumnezeu? În lumea aceasta care de multe ori credem că nu mai are nicio șansă. Mai credem noi? Și dacă intuim, facem un pas mai departe, credem noi? Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că izbăbește pe Cel și-L tău. Mai credem noi? Chiar dacă suferim pe nedrept, suntem umiliți, suntem sfidați, suntem nedreptățiți, alții se lăcomesc la cei al nostru, ce facem noi? Mai credem? Considerăm că ce îngăduie El să ni se întâmple ne este de folos?
I-a convenit oare lui Iosif când frații lui au vrut să-l omoare? I-a convenit lui Iosif când l-au vândut? El care avusese și bine, cunoștea pe Dumnezeu, Iacov l-a ținut aproape și i-a transmis experiența lui pozitivă. Și odată nedreptățit, de două ori, de trei ori, de câte ori, nu mai știm. Iar și iar apăsat în dificultate și el nici măcar nu se apără. Să zică, să transmită pe o cale sau pe alta, nu sunt vinovat, a încercat prin paharnic. N-am făcut nimic. Dacă ai ocazie să-i spui lui Faraon, spune-i. Dacă nu... Și stă și așteaptă cu răbdare zeci de ani. Și la un moment dat, iată-l de la locul de cel mai de jos, de sub pământ, din pușcărie, da? Ridicat lângă Faraon. Ar fi făcut față fără această disciplină, fără această disciplină de fer? Ar fi făcut față. Dar, acolo lângă Faraon și ca împuternicita lui Faraon, a știut ce este de făcut? Ce este de făcut? În fiecare colț a Egiptului a știut ce este de făcut. Iar și iar s-a prins de el lecțiile predate de Dumnezeu în condiții hotărâte de Dumnezeu ca să-și facă efectul. Altfel, cine știe, dacă n-ar fi rămas băiatul tate, alintat, protejat, da, cu intenții bune, cu o viață curată, dar neînstare să poarte poverile unui imperiu. Credem noi? Mai credem în așa fel încât să... Mai mult, suntem siguri de existența divinității? Suntem de partea lui orice s-ar întâmpla? Avem această siguranță că nu este altceva de dorit, altceva care să ne se ofere ca posibilitate, care să rivalizeze sau care să egaleze oferta făcută de Dumnezeu sufletelor noastre, fiecăruia dintre noi. Suntem siguri? Da, frate, da. Da. Dar, zice, ne mai încearcă îndoiala. Ne mai încearcă îndoiala și nu mai știm. Să cred, să nu cred, să mă încred, să accept. Să fiu convins când sunt apăsat ca și Iosif, să fiu convins că acolo Dumnezeu vrea să nu reacționez firește. Să nu mă apăr, ci să mă supun lui, să mă uit în jur și să zic, ce am de învățat de aici? Ce am de învățat? Și pentru când? Și pentru unde? Și dacă am învățat ceva, când am ieșit și m-am întâlnit cu semenul meu, o lecție învățată, o lecție profundă, o lecție care a ajuns plinătatea, se va transmite printr-o vorbă care va da de gândit semenului meu și se va duce acasă și va vibra conștiința și va câștiga inima. Și așa,
lucrarea lui Dumnezeu progresează și ar progresa. Altfel nu. Bine, dar ce să facem? Ce să facem că încă ne mai poticnim? Ai dovezi care să ne facă să fim deplin încredințați că Dumnezeu își desfășoară planul Lui cu fiecare? Da. Dovada supremă este Domnul Iisus Hristos. Dovada supremă este Domnul Iisus Hristos. El este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu făcut nouă. El este o realitate istorică. Confirmă istoricii existența lui și mai presus de toate, poate fi o realitate vie în viața fiecăruia dintre noi. O realitate vie în viața fiecăruia dintre noi. Ce să fac? Zice, psalmistul zice, eu am căutat pe Domnul. Am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Și peste viacuri, această afirmație aduce aceeași convingere că Dumnezeu este prezent, că El răspunde celui ce îl caută și că îl izbăvește din toate temerile lui. Și nu numai că îl izbăvește, nu numai că îl izbăvește, îl pregătește, îl califică, îl face în stare să zică, eu cunosc, eu știu în cine am crezut, eu mă încred în Dumnezeu și aștept. Și mă trezesc dimineața și zic, Doamne, ai ceva pentru mine? Azi? Ai ceva de făcut? Povestea prietenul ăsta din piață, zice, un tânăr misionar s-a dus în America și acolo era mare sărbătoare când se maschează și se fac cu tot felul de... Și era acolo când i-a văzut pe drum, s-a urcat pe gard și a început să strige, serbați sărbătoarea diavolului, voi serbați sărbătoarea diavolului, sunteți creștini? A venit poliția, l-a luat, l-a dus la închisoare, acolo, Doamne, m-ai adus aici? Am și aici ceva de spus. Și a început să le predice Evanghelia la deținuți. Interesant, în America se ia măsuri împotriva unuia care mărturisește pe Dumnezeu și care se manifestă împotriva aberațiilor la care s-a ajuns în umblarea după plăcere. Și l-a mutat în altă cameră și acolo tot la fel și l-a mutat în altă cameră și tot la fel. Băi, nu mai știm ce să facem cu tine, pleacă de aici că tu ne străzi programul nostru. Noi vrem ceva și tu vrei altceva, tu faci altceva. S-a dus într-o țară islamică și când s-a dus în țara islamică, mărturisim pe Iisus, mărturisim pe Dumnezeu, a fost deranjat.
Și cel care avea responsabilitatea spirituală acolo, l-a luat, l-a băgat într-o cămăruță acolo mai separată și a zis, îi dăm foc. S-a adunat mai mulți când se fac astfel de lucruri și îl linșează într-un fel. N-are nimeni responsabilitate, nu-i tras nimeni la răspundere. Zice, reacție populară. Și în timp ce erau gata să-i dea foc închisorii lui acolo, el s-a plecat pe genunchi și a zis, Doamne, dacă nu mai ai niciun suflet căruia să-i predic Evanghelia, dacă nu mai ai niciun suflet pe pământ căruia să mergi să-i predic Evanghelia, lasă-mă să mor acum. Sunt gata să mor acum. Dar dacă mai ai vreun suflet căruia să-i predic Evanghelia, scapă-mă. Și intră responsabilul spiritual acolo al comunității, intră, ce cauți aici? Ieși afară de aici. A ieșit afară, a fugit cât l-au ținut puterile. Și pe urmă intră din nou și zice, de unde-i deținutul? Aparent omul era întreg și știa ce face, dar în fond el a acționat influența de Duhul Domnului, fără să-și dea seama. I-a dat drumul, când a intrat și a văzut că nu-i, a ieșit afară, de unde-i deținutul? Păi da, i-ai dat drumul. Cine, eu? Da. Fugiți după el. Ce să fugi? Ajunsese departe. Căută. Și azi, Domnul Iisus poate fi pentru fiecare dintre noi o realitate vie. Modi predica Evanghelia. Era deja renumit. Ca să obțină rezultate și schimbări în atitudinea lor, zicea, dacă nu-i sperii o leacă, ăștia nu se schimbă. Ăștia, și depinde de nivelul de cultural și asta. Oamenii reacționează fiecare grup în felul lui, dar și-a început să le predice și le predica despre iad. Cum vor fi chinuiți în foc și în puceasă, și iar, oamenii veneau să-l asculte. Se simțea că are un mesaj. Se simțea că îndeamnă către Dumnezeu, dar și că vrea să-i scape de rău, dar, accentul cădea pe frică, pe grozăvii. Copiii nu puteau să doarmă, vroiau să rămână lumina aprinsă. Și în localitatea respectivă, zice, primește o chemare și trebuie să pleci în cutare loc, timp de 2 săptămâni neapărat, este pregătit acolo, du-te, te cheamă, te așteaptă, fă ce faci și du-te, ești așteptat. Să gândește el ce să facă. Interesul creștea. Oamenii veneau să-l asculte. Simțea de datoria lor, lui să-i cheme să lase de rău și să apropie de Dumnezeu. Și zice, ce facem? Trebuie neapărat să mă duc. Cine își asumă răspunderea să continuă? Să continui până mă întorc. Cine? Că era greu să-ți asumi astfel de răspundere în lipsa lui
Mudeș și zice, un tânăr care se făcea util pe acolo și care avea grijă de să închidă și să deschidă și să mai facă câte ceva, zice, eu o să prezint. Bine, a plecat el în grabă, Mudeș și rămâne tânărul. Seara următoare deschide Ioan 3:16. Citește textul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oameni buni, eu multe nu știu, dar știu cum a lucrat Dumnezeu în familia mea. Și a început o întâmplare, altă, experiențe din cum a văzut el pe Dumnezeu lucrând. Și seara următoare n-au mai încăput oamenii. N-au mai încăput oamenii în sală. Ce se întâmplă? Stăteau la geam și cei care auzeau transmiteau mai departe. Încă o seară, două și au ajuns la gard. Încă una, două și s-au umplut strada și transmiteau oamenii din gură în gură și el asta făcea. Citea Ioan 3:16 și povestea cum l-a văzut pe Dumnezeu lucrând în familia lui. Și așa, când a venit Moody, a venit poliția, a închis strada, că să nu fie un accident, erau trăsuri, era asta. A închis strada și i-a dat și transmiteau mesajul din gură. Ce spunea un tinerel care fusese, care văzuse pe Dumnezeu lucrând în familia lui? Și cum pe încă unul și încă unul și încă unul i-a despărțit de lume și de pofte și de ambiții și i-a lipit de el, de Domnul Iisus. Când a venit Moody, când a văzut ce e acolo, ce se întâmplă aici? Păi ce să se întâmple? Ce să se întâmple? Dar cine vorbește? Păi tinerelul ăsta. Dar ce spune? Ioan 3:16. Ioan 3:16. Din ziua aia, Moody a schimbat complet mesajul. Din ziua aia a schimbat mesajul. Pentru că a văzut, da, și frica, și constrângerea, aduc niște roade. Dar dragostea lui Dumnezeu aduce cel mai ales și cel mai de durat rod. Se zice, și acum sunt niște învățături moderne, îi auzi pe care mai de care, imaginea de sine. Și stau și mă gândesc. Schimba aceasta? Dacă vrei, zice, dacă vrea un om să fie valoros, să fie în stare, să ducă niște responsabilități la capăt, să nu-și permită excese de niciun fel, trebuie să aibă o imagine de sine pozitivă. Da? Fraților, suntem valoroși. Apostolul Pavel zice, ce ai tu care să nu fie primit și dacă ai primit? Dacă, pentru ce te lauzi ca și că nu ai primit? Ești creatură, ești tot ce ai primit de la Dumnezeu. Lui se cuvine recunoștința și slava. Ai primit de la Dumnezeu. Și dacă am primit, să ne lăudăm, să ne încumetăm, să zicem că suntem, da, suntem prin creațiune, suntem cineva prin creațiune, suntem cineva prin răscumpărare, suntem cineva prin mântuirea propriu-zisă și mijlocirea care o face Domnul Hristos pentru noi, suntem cineva.
Avem posibilități multiple. Problema este să le întrebuințăm. Lui Gedeon i-a zis, du-te cu puterea care ai. Puterea care o am. Am făcut o vizită săptămâna asta. Trăim pentru noi. Trăim și cât? Și iar și iar. Și ne îngrijorăm și ne îngrijim de una și de alta. Dar ne așteaptă. Sunt oameni care doresc un mesaj. Doresc un martor care să descopere dragostea divină. Ce fac cei care zic că sunt al lui Dumnezeu? Ce fac? Sunt căldicei, ba sunt doiesc, ba așa, sau sunt comoz, sau nu știu ce să spună. Greșește, spune ce-ți trece prin cap, să vezi că data viitoare vei vorbi mai cu judecată. Dar întrebuințarea puterii și fizice și spirituale aduce dezvoltare. Altfel, mormăim și ne mirăm că oamenii nu ne bagă în seamă, nu ne respectă, nu ne apreciază. Am fost la Podiș și intră un tânăr în cameră cu mine, 37 de ani, 110 kg, voinic. Măi, tu nu ești de Podiș, ce cauți tu aici? Catolic, zice, vreau să fac o schimbare. Și am văzut că aici sunt și cursuri sunt seminarii antifumat. Vreau să scap de băutură, să scap de fumat, să scap de... Avea trei copii cu trei neveste. Să scap de viața mea trecută. Vreau o schimbare. Zic, dacă vrei, îți sunt alături. Și îți transmit experiența pe care o am și care am acumulat-o de fiecare dată când îi spuneam ceva, știți ce zicea? Iar m-ați surprins. Cum te-am surprins? Ce ți-am zis? Mi-a zis altceva decât ce eram eu obișnuit să mi se zică. Mi-a zis altceva, pe altă lungime de undă, din altă direcție venind. Și Gandhi, când l-a văzut, când a auzit despre Domnul Iisus, ce a zis? Iisus, da. Iisus este divin. Învățătura lui nu-i venită de pe pământ. Iisus, da. Dar voi, urmașii lui, nu. Nu. De ce nu? Nu vrea Domnul să-i semănăm? Nu vrea Domnul să avem curajul să fim atât de smeriți, atât de iubitori, atât de integri, atât de buni, cât spune El, când ne-a dat exemplu El. Și zicem că suntem credincioși și că avem siguranță, că ne putem încrede cu siguranță în Dumnezeul nostru? Dumnezeu a lucrat, lucrează și va lucra. Și va selecționa de pe pământ o rămășiță care să fie a lui și care să-i semene. Și zice în Ezechiel, voi selecționa o rămășiță și vă veți rușina când le veți vedea purtarea și faptele. Și a selecționat atunci în Babilon o rămășiță Domnul. A făcut un nou început în Israel, a avut un loc
unde să vină Domnul Iisus, unde să trăiască, unde să jertfească pentru omenire. A avut un loc. Prin harul lui Dumnezeu și prin intervenția divină a trebuit mult disciplinat poporul evreu ca să renunțe la mândria lui și naturalismul lui și dispoziția de a disprețui pe ceilalți. Și totuși, prin harul lui Dumnezeu a selecționat o rămășiță, a fost un loc în care Domnul Iisus a trăit o viață exemplară, a trăit un model de viețuire, a trăit în folosul semenilor lui, s-a jertfit și a rămas pentru omenirea întreagă exemplu cel mai înalt, cel mai ales și cel mai prețios, căci sângele lui răscumpără și spală păcătoșenia noastră. Dacă mai avem dubii, să privim la Domnul Iisus. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru a întregii lumii. Orice pildă, orice situație, orice vindecare este motiv de admirație, un motiv de descoperire a dragostei lui. Și este o sursă de înțelepțire, o sursă de încredere, o sursă de devoțiune care să ne facă să medităm cu admirație, să medităm cu plăcere, să medităm să până acolo încât să fim îmbogățiți. Și dacă este o schimbare de făcut, ea are loc în momentul când privim la Domnul Iisus. Și privim, spune Apostolul Pavel, cu fața descoperită ca într-o oglindă. Nu privim direct și nu rezolvă direct problemele, ci zice, veniți la mine, așa cum sunteți. Eu vă voi da odihnă. Și în relația cu Domnul Iisus, privind și admirându-L pe El, învățând de la El, suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și suntem calificați să fim niște martori ai Lui. Când vom spune vorbă, va da de gândit semenelor noștri. Și le va câștiga atenția, le va câștiga inima și îndemnați de Duhul Domnului vor alege să fie ai lui Dumnezeu. Ce șanse avem? Toate posibilitățile sunt la îndemâna celui ce alege să primească, la îndemâna celui ce alege să trăiască, la îndemâna celui ce se încrede și se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să facem experiența trăirii cu El. Să întrebăm dimineața, Doamne, ai vreun suflet căruia să-i mărturisesc dragostea Ta? Să-i adresez chemarea, era o colegă aici la Roman. Da, zice, o colegă lucra la Iruc și zice, da, zice, am să vin la biserică. Dar știi când? Când am să simt
că se cuvine să fiu acolo. Când voi scăpa de slăbiciunile mele. Așa spune Domnul Iisus. Domnul zice, veniți la mine, în relație cu mine sunteți înnobilați, sunteți schimbați, sunteți calificați ca să mărturisiți dragostea mea. El rămâne argumentul suprem. Pe urmă, purtat de El, vom gusta frumusețea și plăcerea de a ne simți folosiți de Dumnezeu în societatea în care trăim. Vom simți că a pregătit ceva înaintea noastră, a pregătit un suflet, a pregătit o ocazie, a pregătit un drum, a pregătit un mijloc, a pregătit o colaborare, să ne ajute Dumnezeu, să colaborăm cu El, ca să avem siguranța că vom trăi veșnic împreună. Amin.